Sărmăluțe, astăzi facem sărmăluțe în foi de varză murată, cu mămăliguță și smântână și în foi de viță de vie, culese de noi și puse peste iarnă în borcane de sticlă, în borcane de plastic. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Bună dimineața! Începem săptămâna cu sărmăluțe. Eu am făcut deja umplutura și rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Am să vă și spun ingredientele și le vom face cu varză murată și cu frunze de vie. Frunze de vie. Vedeți? În punguță sau în sticle puse cu voi în direct anul trecut în grădina bunicii. Și să începem să le învârtim. Aici am toată compoziția făcută. La 1 kg de orez am pus circa 4 cepe un pic mai mari. O cană de orez, 1 kg de carne, sare, mărar, cimbru și leuștean. Și le vom înveli în frunze de vie conservate în sticluțe și cu varză murată. Așa, eu am ținut varza de seară în apă să se mai desăreze puțin. Aici avem foile, iată ce foi frumoase. Și să începem. Așa, iată-ți, frunzulițe de varză murată. Eu le iau, vedeți? Și acum depinde cât de mari doriți să le faceți. Și am să-i tai acest cotor. Să vă arăt cum fac eu. Așa, și tăiem cotorul. Și îl punem aici, într-o farfurie, unde acestea vor veni pe fundul oalei. Eu mi-am pregătit o oală destul de mare, unde voi pune și sarmalele împreună. Foi de viță de vie și varză, altercate, așa una cu cealaltă, și le vom da la cuptor. Și acum îmi tai frunzulița mea de varză, vedeți, în două, i-am scos cuptorul, scoatem partea care este un pic mai groasă aici, așa, și ne facem frunzulițele noastre. Aici avem frunzulița de vie, pusă cu voi indirect anul trecut, în sticle de plastic, vedeți că se conservă foarte bine. Le-am fiert puțin înainte, circa 3-4-5 minute, așa, și uitați cum arată. Și acum, asta să le facem împreună. Acum depinde cât de mari doriți să le faceți. Eu astăzi am să le fac potrivit de mari și luăm din compoziție și punem aici pe frunzulița noastră, vedeți? Și le facem așa, astăzi le fac potrivite. Nu le fac nici prea mici, că le facem pentru casă. Vedeți? Și eu așa le învârt. Le învârt și după aceea apăs la capete. Așa. Și sunt gata. Ia uitați. Și cu frunza de vie fac tot la fel. Vedeți? Sărmăluțe. Și cu frunzulița de vie, cam tot aceeași dimensiune, luăm cu lingurița și punem așa aici. Și apoi le băgăm la cuptor. Deci le punem altercate, o sărmăluță cu frunză de viță de vie și o sărmăluță cu... Ia uitați! Și le facem și le punem așa, în cerc. Am să vă arăt și cum. Și acum să începem. Eu am să le pun aici într-o farfurie și după aceea le punem... Facem sărmăluțe, să vi le arăt. În foi de viță și în foi de varză murată. Vedeți? Frunza de vie. Eu folosesc cea pe care am pus-o cu voi anul trecut în grădina bunicii. L-a conservat și aici avem varză murată. Vedeți? Varză murată. Eu de-aseară am ținut-o în apă rece și dimineața am scos și am tăiat. Să vă arăt și cum fac. Vedeți? Eu am foile de varză
scoatem acest cotor care este tare. Să închidem mai întâi sărmăluța noastră, vedeți, eu le închid așa frumos, doar la capete, și acestea sunt sărmăluțele. Așa. Și să vă arăt cum tai eu, cu un cuțitaș. Așa. Scoatem acest cotor. Ori puneți în două, ori tăiați, eu pun așa în două. Și tai aici cotorul, dăm deoparte. Vedeți? Tăiem și scoatem partea care este mai groasă de aici. Vreți să le faceți mici, 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 tăiați frunzulițele mici, mici, mici. Doriți să le faceți mari, le lăsați mai mari. Așa cum se mănâncă în familie la voi. Și punem pe frunzuliță, uitați, umplutură și întoarcem. Vedeți? Așa, întorc și eu la capete doar închid atât cu degetul, vedeți? Simple. Închidem și sărmăluța noastră este gata. Aici am o oală și pe fundul oalei voi pune varza pe care eu am tăiat-o, varză murată, chiar și frunzulițele rămase de vie. Punem așa un strat de varză, acoperim bine totul și apoi așezăm așa. Și acum iau o sărmăluță cu frunză de varză și o sărmăluță le pun pe cele mai mari de desubt și o sărmăluță cu frunză de viță de vie și le așezăm așa intercalate. O sărmăluță cu frunză de varză și le unim. Iată-și. Vedeți? Așa. Și așa facem până terminăm. Imediat vă arăt. Vedeți? Așa. Și punem alt strat, două, trei straturi, depinde câte sărmăluțe faceți. Și eu pun, ia să vă arăt, o farfurie fața în jos, aici în interior, vedeți? Pun apă fierbinte cu puțină sare, puteți pune și o lingură de bulion și piper condimentat și puneți apă opărită și bag la cuptor, pun și capac deasupra. Și las până aici avem frunza de vie pusă cu voi anul trecut în direct în grădina bunicii. Deci am pus împreună frunza de vie în aceste sticle. Aici este frunza după ce am tăiat capacul și am scos, am fiert-o circa 4-5 minute, vedeți? Așa arată frunza de vie, scoasă din sticlă și fiartă. Și să știți că are un gust extraordinar la sarmale. Așa. Și am să vă las și linkul să vedeți cum punem. Eu le pun în perioada orei, să spunem așa, prânzului. Deci 11 când este soarele sus, ca frunzulițele să fie fierbinți, și le pun direct în vie. Le punem direct în vie, le suiuăm una peste cealaltă, punem 4-5, răsucim și le băgăm în sticlă. Apăsăm și ele fiind calde, după ce închidem, o să se creeze acel vid. Și se mențin și 2-3 ani. Și acum să vă arăt, scoatem din sticlă. Ele se presează, vedeți? Și eu le-am pus câte 4. Ia să vin aici mai aproape și să vă arăt, vedeți? Ia uitați. Scoase din, așa arată când le scoatem din sticlă. Ia uitați cum arată frunzulițele. Și le punem la fiert. Vedeți cum stau? Sunt exact cum le-am pus. Deci acum scoase din sticlă. Și dacă noi le fierbem, vedeți? Și v-am lăsat linkul în comentarii să vedeți cum le-am pus astăvară. Eu le-am pus împreună cu voi, ca să vă arăt exact cum se pun aceste frunze de vie. Vedeți? Puse în sticle și se mențin și 2-3 ani. Așa, pentru că ele creează acel vid, vedeți? Și sunt, ia uitați ce mâini sunt.
frunze de vie în sticlă și se mențin și 2-3 ani. Să încercați să puneți. Vedeți? Să vedeți cum le-am pus mai mari eu. Și mai mici. După ce le-am fiert, așa arată frunzulița de vie, conservată în sticla de plastic. Ia uitați, mai mici, mai mari. Scoatem codița, o tăiem și apoi facem sărmăluțe. Ia uitați. Așa arată frunzulițele. Le scoateți și le lăsați să se răcească și apoi faceți sărmăluțele. Așa, ia uitați. Acestea sunt sarmale făcute și eu le pun împreună. Mie îmi plac. Așa. Ia uitați cum arată. Le învârt și simple, simple, bune și gustoase. Și eu doar cât le pun la capăt. Vedeți? Le închid așa bine la capăt. Așa. Și sunt gata. Și având în vedere că le punem așa una lângă cealaltă, le așezăm așa frumos, ele nu se desfac și se mențin. Ia uitați. Așa, sărmăluțele. Ei, sunt gata. Ia uitați, s-a aburit camera. Ia uitați, sărmăluțele sunt gata. Sunt fierbinți. Așa arată, ia uitați, o bunătate, un deliciu. Cu frunză de viță de vie. Ia uitați cum arată, un deliciu, o bunătate. Și cu frunză de varză murată. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate și o zi frumoasă în continuare.